Salutare, toți pasionații cafelei! Bine ați venit la primul canal de YouTube din România dedicat cafelei de calitate și modul în care îți poți seta propria ta cafenea de acasă. Din seria noastră de metode de preparare, jucăm astăzi cu aeropress-ul. Cam așa arată. E format dintr-un recipient. Aici se va pune un filtru de hârtie și un piston care ne va ajuta să facem extracția manuală. Nu e o metodă complicată, este chiar distractivă de la un punct încolo. Și din nou e o metodă care poate fi folosită în concedii. Poate fi foarte ușor folosită acasă și de asemenea fiind foarte compact, poate fi ușor luat cu voi în partea de concedii. Bun. O să folosim ca și cafea un El Salvador. O să folosim în jur de 14 grame de cafea la aproximativ 200 de 200 și un pic de grame de apă. Da? Deci rația binecunoscută de 1 la 10, 1 la 12. Bun. Legat de cafea, de preferat este să folosiți o cafea care nu este foarte intens prăjită. Și de asemenea, o să folosim o râșniță manuală. Măcinătura pentru aeropress poate fi destul de variată. Bine, sub nicio formă nu trebuie folosită o măcinătură foarte fină, adică ieșim din zona de ibric clar și chiar și din zona de espresso, dar de la espresso în sus se poate merge cu o măcinătură mai fină sau mai grunjoasă, dar în funcție de măcinătura pe care o folosim trebuie să ajustăm un pic celelalte atribute. De exemplu, la o măcinătură mai mare o să folosim o temperatură un pic mai ridicată, 93 de grade, de exemplu, și o să încercăm să simțim un raport de 1 la 10, 1 la 12 maxim, pentru a avea o extracție cât de cât reușită. Și de asemenea, în momentul în care, o să vedeți ultimul pas, în momentul în care facem extracția, va trebui să ne ajustăm în modul în care apăsăm, puterea de apăsare. Cu cât măcinătura este mai fină, să spunem, cu atât vom întâmpina o rezistență mai mare. Dacă rezistența întâmpinată este prea mare și ne chinuim să apăsăm, nu e bine, înseamnă că e ceva neregulă cu măcinătura și trebuie să ne oprim, pentru că riscăm să ne și rănim apăsând foarte tare pe recipientul ăsta cu apă caldă în el și folosind și recipiente de sticlă, se pot întâmpla nenorociri. Deci, în momentul în care încercăm să apăsăm și vedem că nu ne iese, înseamnă că măcinătura a fost cu adevărat prea fină. Dar la măcinături mai grunjoase un pic, cum spuneam, ajustăm un pic temperatura apei și încercăm să facem o extracție mai înceată la apăsare pentru a reuși să scoatem totuși din cafea tot ceea ce trebuie. O să vedeți că o caracteristică a metodei aeropress este culoarea cafelei. Cafeaua, tocmai de-aia o să și folosesc un recipient transparent, are o culoare aparte, indiferent de cafeaua pe care o veți folosi, o să vedeți că veți avea o culoare roșiatică la extracție. Bine, culoarea în funcție de tipul de cafea și gradul de prăjire va varia un pic, dar în schimb o să vedeți că acea culoare nu o veți mai regăsi la nicio altă metodă de preparare a cafelei. Bun, deci avem 14 grame de cafea
ce o să facem aici? O să punem un filtru de hârtie, așa, pe care o să îl umezim, da? Întotdeauna când avem filtre de hârtie, încercăm să le umezim pentru a scoate mirosul de hârtie din el. Așa, bun. Punem capacul aici. Bun, ne îndreptăm către cântar. Așezăm pistonul deasupra, da? Introducem un pic, da? Cât să avem aici o... Da? Deci toate s-au potrivit, da? Ca să știți ce aveți de făcut. Așa, bun. Luăm tara. Turnăm cele 14 grame de cafea. Luăm tara înapoi. Noi am folosit aici apă la o temperatură de 92 de grade. Bun. Ce facem? Ca la toate metodele învățate până acum, facem acest blooming, da? Adică turnăm în jur de 30, 40, 50 de grame de apă. Așa. Și apoi amestecăm un pic. Așa. Și așteptăm 30 de secunde. Am zis, metoda, pasul acesta de blooming scoate gazele din cafea. O cafea degazată nu o să scoată foarte mult. Bun. Apoi turnăm restul apei. Încet, da. Nu ne grăbim. O mișcare ușor circulară. Da? Dat fiind dimensiunea aeropresului, ne va fi greu să scoatem mai mult de 200, hai să zicem maxim 240 de grame de apă cu în total, pentru că atât ne permite, da? Deci spre final o să vedem că o să rămânem cu în jur de 200 de grame de apă, mă rog, cafea lichidă. Bun, e un moment în care așteptăm, deci așteptăm aproximativ un minut înainte să începem extracția. O să folosim acest pahar, cum vă spuneam, pentru a privi mai cu atenție. În mod normal, aeropresul este o metodă foarte rapidă care a fost gândită să fie scurtă și eficientă. Teoretic, cel care a bun, ia să vedem și povestim după. Bun, extracția și modul în care apăsăm ar trebui să dureze cam 30 de secunde. Apăsăm încet, constant. Am zis, fără să pară că ne chinuim și, într-adevăr, fără să apăsăm nici prea repede. Dacă am scoate un 10 secunde, înseamnă că ori măcinătura este foarte mare, ori oricum cafeaua va fi oarecum supraextrasă. Bun, apăsăm până în momentul în care obținem un mic șuierat. Da? În momentul acela am rămas fără apă și... este aer. Bun. Așa arată cafeluța. Am spus, are o tentă roșiatică, cărmizie. Se poate vedea atât deasupra, cât și pe lateral. Este o caracteristică acestei metode de preparare. Arată așa mai mult ca un ceai roibos, să spunem. Vă spuneam că această metodă de preparare a fost gândită de... cel care a inventat-o să fie foarte rapidă. El a gândit un minut jumate maxim. Da? 30 de secunde e perioada de... Mă rog, în momentul în care au început competițiile și această metodă a fost introdusă în competiții, a introdus și pasul de blooming, care numai el ia 30 de secunde. După aia se toarnă apă, se... amestecă un pic, se poate turna iar, adică are foarte mari variații. Dar conceptul de bază a fost de maxim un minut jumate din momentul în care
ai pus cafeaua în recipient și ai început să tornească până în momentul în care o ai în ceașcă. Da? Deci toate ar trebui să se întâmple cam într-un minut jumate. Dar ca să obținem ceea ce trebuie, e indicat să urmăm pașii arătați aici. Nu, să nu sărim peste faza de blooming și să încercăm să nu forțăm foarte mult cafeaua. Bun, ce ar trebui să regăsim într-o cafea preparată la AeroPress? E o cafea care nu este espresso, clar, deci nu trebuie să aveți așteptări ca această cafea să fie un espresso. Nu este un espresso. Mai apropiat de espresso e, de exemplu, metoda de mocha pot. Este o cafea corpulentă, este o cafea care scoate tot ce are cafeaua mai evident, cafeaua pe care o folosim, tot ce are mai evident în ea, va scoate și această metodă de preparare în evidență, da? O aciditate sau un gust, nu știu, un fruct anume sau o zonă de ciocolată, ce are ea mai predominant, acelea vor ieși în evidență în momentul extracției. Este clar diferită față de cafele care folosesc metoda de pour over, cum ar fi V60-ul sau Chemex-ul, da? Este mai corpulentă față de acele cafele și v-am zis, are niște o să găsiți ceva pregnant în ea, ce anume a avut acea cafea ca și caracteristică. Este mai puțin amară, de exemplu, decât, sau poate ar trebui să fie mai puțin amară decât cafeaua făcută la franceză. La presă franceză este oarecum normal să întâlnim și câteva nuanțe de bitter, pentru că apa stă în contact destul de mult cu cafeaua, iar dacă o ținem prea puțin în contact, nu se va extrage, da? Deci aici n-ar trebui să întâmpinăm acel bitter decât dacă forțăm foarte mult cafeaua în extracție. Și atunci, da, posibil să nuanțăm acele note. Dar, de ce ar trebui să folosiți metoda asta? Păi, v-am zis, modul în care o luați cu dumneavoastră este avantajos, este un dispozitiv foarte compact. Nu se sparge foarte ușor, trebuie să dați bine cu el de pământ ca să se spargă. Deci se transportă ușor, este rezistent. Se extrage cafeaua relativ repede, da? Se scurtează timpul de infuzare și se adaugă, iar notele sunt scoase, extracția se face tocmai prin această presare manuală. Și nu necesită decât niște apă caldă și o râșniță sau cafeaua măcinată în prealabil cu o măcinătură intermediară. Și cam despre asta vorbim. Este la fel de simplă ca și French Press-ul, cum vă spuneam, doar că, v-am zis, diferă gustul. Da? Acesta este mai corpulent și cu note mai intense față de presa franceză, care este așa un pic mai apoasă, da? Și n-ai ce să-i faci, n-ai cum să-i dai corp, pentru că este doar infuzie simplă. Ne intervenim cu nimic altceva, dacă forțezi prea mult lucrurile acolo, dai în bitter. Da? Restul de metode, după cum spuneam, necesită diverse ustensile de sticlă sau voluminoase, care poate în concediu nu sunt neapărat cele mai bune opțiuni, dar în schimb acasă, unde avem spațiu de depozitare, clar, ele sunt mai eficiente decât, nu știu, poate un espresor care ocupă mai mult spațiu. Da, deci e o opțiune bună. Eu mi-aș lua așa ceva în concediu. Extracția a fost reușită. Cum vă spuneam, am folosit un Salvador Villa Galicia. Da? Este o cafea procesată în fermentare. Da? Deci boabele au stat la fermentat. Asta înseamnă că are o mică tentă de ferment prin natura cafelei. Chestia pasă destul de mult în evidență de metoda folosită de noi. Sper să vă placă. Dacă aveți întrebări, adresați-le în comentarii. Dacă aveți sugestii despre alte lucruri legate de cafea pe care ați dori să le discutăm împreună, la fel, contactați-ne sau lăsați-ne în comentarii. Între timp, like, subscribe dacă sunteți ok cu noi și dacă considerați că facem
informația adusă de noi aici este utilă. Ne ajută foarte mult să ne dezvoltăm canalul de YouTube și nu știu, să vă transmitem pe cât posibil informații cât mai relevante din zona aceasta de cafea și, cum spuneam și mai devreme, să reușiți să vă faceți propria voastră cafenea într-un colțișor, oriunde, al cortului, al campingului sau al apartamentului de acasă. Mulțumim că ne urmăriți și ne vedem în episodul următor, unde vom avea o metodă foarte, foarte interesantă.